Cașul a fost dat prin mașina de tocat carne. Uitați-vă cum arată, este granulat, dar în momentul în care îi vom pune sare, îl vom frământa cu mâinile până când va deveni cremos ca o pastă și îl vom pune în aceste pungulițe cu ziploc. Le găsiți la Pepco, 20 de bucăți la 5 lei. Haideți să vedem exact cum se procedează. Vom pune câteva lingurițe de sare. Dumneavoastră puteți pune după gust. Eu am pus 7 lingurițe deocamdată. Și cu mâinile foarte bine spălate vom începe să frământăm exact cum frământăm și aluatul, ca să pătrundă foarte bine sarea în brânză. Ar fi trebuit să am un vas mai mare, dar din păcate nu am. Așa cum v-am mai spus, acest tip de caș gras frământat este ideal pentru tochiturile moldovenești, pentru plăcintele poale în brâu, pentru plăcintele dobrogene, pentru musaca depus în loc de parmegiano. Este un caș gras pentru că este perioada în care oile pasc cea mai bună iarbă, o iarbă care este consistentă, este grasă și automat laptele pe care îl produc este foarte gras, foarte consistent, foarte plin de vitamine. Nu este ușor să frămânți acest caș. Dacă dumneavoastră nu puteți, puneți soții sau bărbat, un bărbat să frământe. Trebuie să pătrundă sarea foarte bine. Îl vom gusta din când în când, vom lua câte un pic să vedem dacă este bun. Este foarte bun. Nici nu vă puteți imagina cât este de bun acest caș frământat. Îl vom frământa aproximativ 5, cine rezistă, chiar 10 minute. Eu una nu prea rezist. Este foarte cald afară. Și din păcate puterile nu sunt chiar atât de bune pentru... Ia uitați ce bine arată. Este un caș untos, un caș adus de la stână din zona Bucovinei. Cam așa arată. Îl vom pune, îl vom mai lăsa să se odihnească circa 20 de minute, după care îl vom pune în pungulițele cu ziploc.